În continuare, dragii mei, vom merge la Zimnicea, pentru că prin intermediul unui flag a fost inaugurată o piață de pește. Care a fost investiția, cât a durat implementarea, ce proiecte au de viitor, aflăm chiar acum. Grupurile de acțiune locală pentru pescuit au un rol important în dezvoltarea locală a zonelor pescărești din România. Proiectele implementate cu bani europeni nu sunt puține, iar beneficiile s-au observat imediat de la inaugurarea acestora. De exemplu, în județul Teleorman, prin intermediul flagului Dunărea de Sud, a fost inaugurată o piață de pește modernă, unde pescarii pot comercializa marfa în condiții optime, iar consumatorii pot achiziționa pește după preferințe. Am ajuns la Zimnicea, unde este teritoriul flagului Dunărea de Sud, și suntem în piața de pește, a cărui beneficiar este primăria Zimnicea, și avem alături de noi pe domnul primar al orașului Zimnicea. Bună ziua, domnule primar, felicitări pentru această frumoasă piață, însă până la ajunge la acest punct pe care noi îl vedem astăzi, sunt convinsă că n-a fost o cale tocmai ușoară. Bună ziua, bine ați venit în orașul nostru. Într-adevăr, este una din realizările frumoase ale primăriei orașului Zimnicea, construcția acestei piețe, foarte solicitată de cetățenii orașului Zimnicea și de cei din comunele limitrofe orașului nostru. Vreau să spun că am luat această decizie în flag și m-am bucurat că am putut să fac acest lucru și să fiu sprijinit, pentru că în această locație era o structură de bloc care nu era folosită, și atunci am găsit această folosință și am construit această piață modernă în care vin pescari, cei care se ocupă de pescuitul peștelui numai pe Dunăre, Balta Suhaia și în alte râuri sau bălți din apropierea orașului nostru. Și zic că a fost un lucru extraordinar pentru noi, pentru că putem să venim în condiții de igienă maximă, să ne cumpărăm peștele pentru noi, pentru copiii noștri, și să nu avem nicio problemă legată de sănătate. Aș vrea să vă întreb acum cât timp ați început implementarea proiectului. În 2015 am tăiat panglica, în luna 12-a, și vreau să vă spun că au participat foarte mulți cetățeni, pentru că toți erau curioși să vadă cum arată. Care a fost valoarea proiectului și cât de greu a fost să accesați fondurile? Valoarea proiectului a fost de 200.000 de euro, a fost o sumă, să știți, foarte importantă, în special pentru administrația publică a orașului Zimnicea, pentru că veniturile sunt foarte limitate și atunci accesarea acestor bani a fost o gură de oxigen pentru primărie. Pentru că producătorii de pește, mă gândesc, mai ales. Ei, da, pentru că am venit în sprijinul lor, dar vreau să vă spun că noi, prin forțele noastre proprii, nu puteam să construim într-un timp așa de scurt o piață așa de modernă, pentru că nu avem soluțiile financiare. Cum am spus, veniturile proprii sunt foarte limitate, și atunci flagul a venit, ne-a ajutat și îmi propun ca în viitor să facem tot ce ține de primărie, de administrație, ca împreună cu prietenii noștri din flag să reușim să implementăm un alt proiect care să fie în folosul cetățenilor din orașul Zimnicea și a celor care vor să vină din comunele învecinate și orașele din Teleorman, pentru că vin oameni din Alexandria, Turnu Măgurel, care vin să cumpere pește din orașul nostru. Ați pomenit de câteva ori acest termen, piață modernă. Da. Care sunt dotările? Aveți și spațiu de depozitare? Păi am să vă spun. Piața dispune de 16 mese, 5 acvarii, 2 mașini de făcut gheață, 3 camere frigorifice, o cameră frigorifică pentru depozitarea deșeurilor. Deci lucrurile astea nu puteam noi să le facem pe banii noștri, zic că în 6-7 ani. Dar cu ajutorul flagului, încă o dată mă repet, am reușit să implementăm acest proiect foarte, foarte important. Cine are acces la această piață, la comercianți mă refer? Trebuie să se înscrie cumva sau cum se procedează? Cei care au documente legale și pot să pescuiască pe Dunăre sau, cum am spus, în bălți, râuri, pot să vină aici să-și comercializeze, să-și desfacă peștele, iar în piață avem un administrator care taxează pe fiecare comerciant, pentru că am intrat în Consiliul Local, am
luat decizia să punem o taxă, dar modică, adică mică, să nu îngreunăm activitatea pescarilor, în ideea de a atrage să vină în piață și să folosească piața în condiții, încă o dată spun, de igienă maximă. Doamna Neagă, cum vi se pare piața, cum vi se pare locul și cum vi se par exponatele, ca să spun așa, speciile de pești expuse aici? Deci pentru noi este foarte important că ne sprijiniți în această campanie să promovăm proiectele finanțate, pe care noi le considerăm un exemplu de bune practici și pentru noi, cei care au finanțare în perioada 2007-2013, dar mai ales pentru colegii care au intrat pentru prima dată în această perioadă de programare 2014-2020. Și ne-am propus ca în fiecare oraș să stabilim, sau pe teritoriul fiecărui flag care a avut finanțare în perioada anterioară de programare, să găsim un alt model și un alt tip de proiect. Pentru asta, astăzi suntem aici și prezentăm și îl felicităm pe domnul primar și pe managerul flagului că au reușit să facă o piață de pește, pentru că asta este specific domeniului pentru care am primit finanțare și asta ne dorim să facem și la noi acasă, în flagurile noastre, toate care sunt 22 finanțate la noi în țară. Ați pomenit acest termen modern, dar nu în ceea ce privește, doar în ceea ce privește dotările, ci și în comercializare. Spuneați că există și o pagină de Facebook, totul este la vedere. Da. Eu vreau să spun privitorilor dumneavoastră că până a construi această piață, desfacerea peștelui se făcea haotic. Și de aceea spun că a fost un obiectiv important ăsta și de a construi această piață. Și spun că am făcut publică existența acestei piețe online, un lucru extraordinar și chiar cel administratorul, atunci când comercianții vin cu pește proaspăt, zi de zi postează cantitățile de pește și peștii frumoși care vin și se fac comenzii zilnice. Deci este un lucru foarte bun, omul merge la serviciu, de acolo își comandă și când iese, vine și ia peștele și merge acasă să-l folosească pentru copiii lui și pentru familia lui. Și pentru asta mă bucur foarte mult că am reușit să facem acest lucru. Mulțumim pentru toate aceste detalii, felicitări încă o dată și la cât mai multe proiecte tot atât de benefice pentru oraș în continuare. Și eu mulțumesc din tot sufletul și spun că accesarea fondurilor europene este foarte importantă pentru comunitățile din România și că este o mare datorie pentru noi primarii să punem în practică aceste lucruri și să nu uităm că dezvoltarea și modernizarea administrațiilor publice din România depinde de, în mare parte de fondurile europene și trebuie să le accesăm, să modificăm legea achizițiilor publice care este greoaie în momentul ăsta, să ne permită să ne facem treaba așa cum dorim noi și cetățenii care ne-au ales.